Băsescu! Băsescu! 25 ianuarie, ora 18:15. Trei protestanți în fața Casei de Cultură. Cu unicul protestant cu autorizații din Tecuci. A câta zi este? A 13. Păi e a treia zi. A treia zi dumneavoastră. După autorizație. Da. Am fost și câte zile mai stați? Câte nevoie. Până să termină. Adică... Până Băsescu pleacă de acolo, de la Cotroceni, cu toată clica lui. Vorba cântecului. Fie vară, fie iarnă, până pleci, noi stăm afară. Atât. Bun. Da. Uite, domnule, pentru prima dată, nu v-am mai văzut până acum. Am mai fost așa, dar n-am stat cu dumnealor toată ziua, că am mai avut și eu. Uite, și domnul, tot trei zile aveți dumneavoastră, nu? Da, nu, la început. A, la început ați fost și când erau pisteacuri. Bun. Văd că Tecuci e oraș portocaliu, lumea nu cred, ci că o duci bine în Tecuci. Nu e portocaliu, e amărât, e griu. Amărât? Păi ea nu prea iese, nu știu care trebuie. Nu iese, nu mă au curaj, nu mă au încredere. Le frică, nu are curaj, nu vrea. Este portocaliu, domnule, dar eu nu sunt portocaliu. Și eu am zis că e portocaliu. Eu n-am nicio culoare. Chiar am pus în titlu, ați văzut, a zis Tecuci, oraș portocaliu, doi protestanți. Eu n-am nicio culoare, n-am venit pentru culori, n-am venit pe nimic. Dau pe ăștia jos, că și-au bătut joc. Citiți. Să vedeți și mintea mea. Minte fură! Problema e că suntem prea puțini. Nu e nimic. Suntem puțini aici, mai mulți în altă parte. Geaba, am dus muncă, te lămurești cu 8 metri de mers, geaba, nu vrea să vină. Gata, dumneavoastră, că am terminat cu comasatele. Băi, dacă nu ne ducem în grup mare degeaba, nu poți să faci. Puteți spune că am venit degeaba? Azi de la ce oră stați? Am venit câteva minute după 4. Ora 4. În ciuda frigului și a ninsorii. Da, ce-i frig? E foarte bine. Să anunță minus 20 de grade, sâmbătă, duminică. Vă găsesc tot aici, nu? Venim tot aici, acum. Bun. Îi faceți o poză și la Turturica? Da. Am să fiu pe baricade. Vă mulțumesc! Chiar vă invităm. Bun. Și vă mulțumesc.